Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Mihaela Andreescu. Doamnelor și domnilor, o am invitată pe Gabriela Târsu, este secretar general la PNL aici în Gorj. Bine ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație, transmit salutări tuturor ascultătorilor și telespectatorilor, pentru că transmiteți, este și filmată emisiunea. Suntem în prag de weekend după o săptămână foarte grea. Eu mă bucur că mi-ați dat oportunitatea să mă exprim public astăzi, pentru că în ultimele două zile s-au acumulat câteva lucruri despre care chiar aș vrea să le povestesc gorjenilor și să le arăt că manipularea și minciuna de obicei are picioare scurte și o să ne referim la asta când îmi veți da ocazia. Să le spun celor care ne ascultă și ne privesc în acest moment că Gabriela este fost jurnalist și mă bucur extraordinar de mult că am oportunitatea de a face cu un jurnalist această emisiune. După cum văd cei care ne privesc acum în mediul online și nu numai, am un mărțișor în piept. Un mărțișor că este luna mărțișorului, deci până în ultima zi a lui martie putem purta, pe care scrie așa: nu închideți CEO. E forma mea de protest ca om, ca româncă, ca olteancă, de a încerca să trag un semnal de alarmă că dacă, Doamne ferește, viitorul nostru așa este fără CEO, vreau să vă spun că venind din Drobeta, Turnul Severin, va rămâne acest oraș așa cum a rămas acela după ce n-a mai fost Romagu și acum, cum bine ați citit cu toții, se vinde și termocentrala Halânga. Adică ce facem noi și copiii noștri? Ce vom face în România și în Oltenia? Acum, dacă eu aș fi cu adevărat un politician și mi-ar fi dispărut toată experiența acumulată ca jurnalist, era momentul în care aș fi procedat ca cei de la PSD și v-aș fi mințit și v-aș fi spus niște lucruri frumoase de care aveți nevoie să le auziți. Dar nu o să fac asta, pentru că eu sunt un om asumat și cred că valorează foarte mult un adevăr spus la timpul lui. Să facem o scurtă istorie despre situația sau evoluția complexului energetic Oltenia. Toate partidele politice și toți politicienii județului Gorj știu de din 2014-2016. În acea perioadă în care la guvernare erau în mare parte cei de la PSD, într-o coaliție cu ALDE, dacă nu mă înșel, dar trebuie să verificăm un pic datele, să nu vă dau informații politice greșite. România a semnat mai multe pacte de decarbonare. Discuția cu decarbonarea este o discuție la nivel mondial, știți foarte bine, se discută despre faptul că planeta noastră, ca să poată supraviețui și să ne găzduiască în continuare, trebuie un pic sprijinită. Da, da, nu s-a luat în calcul că, uite, e un război care o poluează. Bun, nu s-au luat în calcul multe lucruri și le discutăm. Da. Foarte scurt vă fac istoria asta. Da. Deci, la nivel mondial, toate țările au văzut cum evoluează industria, cum evoluează lucrurile și au considerat că este vremea să intervină. Să mai spună stop, da, se deteriorează stratul de ozon și așa. Bun. Mai departe. În România, care nu este o planetă individuală, a fost nevoită să semneze aceleași acorduri de mediu pe care le-au semnat toți vecinii noștri care fac parte din Uniunea Europeană. E, da, depinde cum le-au semnat. Bun, aici vorbim imediat. S-au făcut niște negocieri, unele dintre ele destul de păguboase pentru România și, din păcate, de-a lungul anilor, renegocierea din acest punct de vedere n-a putut să fie făcută, pentru că tăvălugul ăsta este. Mergem într-o direcție cu decarbonizarea, cu mașinile electrice. Vedeți ce se întâmplă pe multe planuri, nu doar în ceea ce privește complex energetic Oltenia. E, existând aceste informații și știind foarte clar ce urmează să se întâmple și la complex energetic Oltenia și la complex energetic Hunedoara și în alte zone, politicienii români și gorjeni au avut două alternative.
fie să le explice oamenilor din timp ce urmează să se întâmple, fie să le spună că vor face, vor drege, vor renegocia. Înțelegeți? În situația actuală, eu mă uit cu dispreț către o zonă politică care, nu știu din ce motive, refuză să înțeleagă că suntem într-un moment al existenței noastre în care orice informație se poate verifica. Și că în momentul în care minți cu nonșalanță și încerci să manipulezi sute de mii de oameni din județele astea afectate de pactele astea... Și singurele care produc atât în România, bun, să nu uităm. În momentul în care încerci să minți, cineva te prinde că minți. Pentru că asta e. Suntem în secolul în care orice informație se verifică și se verifică relativ ușor. Complexul energetic Oltenia nu se va închide, dar se va modifica. Și despre asta trebuie să le vorbim oamenilor, pentru că ei trebuie să fie pregătiți. Și noi tot spunem despre fondul de tranziție justă, despre fondurile europene care trebuie să accesate, despre alternative la complex energetic Oltenia. Așa cum vă spuneam, oamenii au avut de mult aceste opțiuni. Să informeze pe gorjeni despre ce urmează, să-i pregătească și să-i ajute să se creeze alternative în județul Gorj, da? Sau să-i mintă că vor face, vor drege și așa mai departe. Eu vă spun cu toată responsabilitatea. Complex energetic Oltenia se va transforma într-o entitate care va produce în continuare energie, dar va fi nevoită să renunțe treptat la energia produsă pe bază de cărbune. Bun, dar dacă înseamnă asta să se transforme și să rămână 10% din salariați, despre ce vorbim? Despre un... Nu mai puțin, dacă mă lăsați să vă spun până la capăt, economic. Nu se va întâmpla lucrul ăsta, adică nu aflăm astăzi și mâine s-a închis. Există un orizont de timp, da. 2026. Există un orizont de timp, nu, 2026 se închid alte grupuri, da. Dar avem un orizont de timp până la care trebuie să știți că și mare parte din rezervele de cărbune o să se cam epuizeze. Păi dacă stăm cu minele închise, de ce să mai scoatem? Mine de subteran, dacă la astea vă referiți, pentru că atunci când zici mină, te referi la subteran, da? Gorjul a avut destul de puține și nici nu sunt în momentul, în secolul în care trăim, la fel de eficiente cum erau într-o perioadă. Retehnologizarea lor, aducerea lor pe standardele care sunt impuse de siguranța și securitatea în muncă, de standarde de mediu și așa mai departe, depășesc cu mult ce ar putea ele produce. Motiv pentru care depășesc tot din neatenția celor care au condus toată această vreme aceste entități. Pentru că, nu, pentru că vedeți pentru că cât de vechi sunt toate acolo. O exploatare de subteran are niște caracteristici și la exploatațiile de subteran se renunță de mulți ani, da, numai la noi. Vorbim aici, știți, bun, că sunt în conservare și nici în conservare nu sunt puse bine. Deci despre bun, ce vorbim? Ele sunt închise, foarte puține sunt în conservare, majoritatea sunt închise definitiv. Dacă m-am învățat toți la chimie, puterea calorică a cărbunelui nu schimbă nimic. Bun. În contextul actual, pentru că este firesc să existe pentru județele astea, că nu suntem singurul județ afectat de aceste acorduri de mediu, au fost gândite niște programe și astea, unele dintre ele, dacă e să mă întrebați pe mine, negociate și ele destul de prost. Dar asta e situația în care suntem, nu, în momentul de față. Nu, trebuie să refacă situația asta. Eu vă înțeleg, dar eu vă spun încă o dată, da, vreți să auziți, da, ce este sau păi vreți, nu, să vă... Noi știm să o iau ce pe, este. După modelul, noi vrem după să modelul se colegilor lucrurile de la PSD și să vă mă uit în ochii dumneavoastră și să vă mint cu nonșalanță. Noi vrem să vedem eu ce facem cu toții asumat, și jurnaliștii și societatea civilă să salvăm ce e de salvat. Încă o dată, complexul energetic Oltenia nu se închide. El își transformă activitatea într-o zonă în care poate să rămână în piață până la adânci bătrâneți, până și noi și copiii noștri ne vom bucura de existența acestui complex energetic Oltenia. Dar trebuie să ieșim puțin din paradigma asta în care noi credem că lucrurile nu se vor schimba. Știți cum e? Cu schimbarea întotdeauna deranjează. Suntem obișnuiți într-un fel. Nu trebuie neapărat să fie un mod bun. Dar așa ne-am obișnuit. Acum trebuie să ne obișnuim cu faptul că în timp lucrurile se schimbă. Așa e natura, așa garantează e firească. Garantează cineva că nu se schimbă așa cum s-a schimbat la Romac Drobeta? Eu nu cunosc situația atât de bine. Mi-ați spus dumneavoastră câteva acolo cuvinte înainte. Acolo era trei sferturi de județ. Dar hai să vă întreb ceva.
înainte să se închidă această entitate la care dumneavoastră faceți referire, ce s-a întâmplat în spațiu public? Oamenii știau că ea urmează să se închidă? Mare lucru nu, ce știu și cei de acum aici. Bun, deci nimeni n-a vorbit cu transparență și sinceritate. Nu neapărat, că asta vă spun. Hai să ieșim din zona asta. Păi că nu, e o zonă... că nu au fost independenți la conducerea nici a țării, nici a Parlamentului. Deci politicul închide și deschide ceva. Tocmai asta vă spun. România nu este o țară izolată. România este în Europa și da, în lume. Da, dar acum a negociat Germania și Polonia, puteam negocia și noi, nu vă supărați. Noi, nici măcar acum al nouălea ceas, ați văzut ministrul agriculturii, s-a dus să-și negocieze parametrii pe agricultură. Vi s-a părut dumneavoastră că s-a dus altcineva să negocieze atât de bine pentru români și România partea de energie? Nu vi se pare absurd să avem hidrocentrale, termocentrale, mine și noi să plătim atât, ba kilovatul, ba, nu știu, absolut tot ce e de plată? V-am urmărit ce ziceți dumneavoastră acum, ziceam, bugetului. Și tot zic, de mulți ani, dacă o să urmăriți emisiunile mele de acum 6-7 ani. Păi v-am urmărit și știu că sunteți la fel de vehementă și de asta m-am bucurat exact că sunteți aici. Exact asta spuneam. Da. Adică eu aveam invitați, cum sunt eu invitată la dumneavoastră astăzi, am avut în studio invitat premierul României, la vremea aceea Victor Ponta, și ministrul energiei, la vremea aceea Andrei Gerea. Și era o perioadă în care hidroelectrica producea foarte bine, dar hidroelectrica era în insolvență. Și am întrebat, practic, principalii responsabili de acest subiect, cum mă întrebați dumneavoastră pe mine acum, dar eu zic că n-am aceeași cădere să răspund, da? Mă rog, dar putem face absolut o retrospectivă, da. Da, și am întrebat. Și, domnul premier, vă rog să-mi explicați și mie, știți că este interes, Gorjul și-ar fi dorit un mix energetic, de ce nu putem să scoatem hidroelectrica din insolvență și să creăm un mix energetic care să ne placeze prima linie a producătorilor de energie din zona asta a Europei, să ne asigure independența energetică și să putem răsufla de sub toate aceste probleme care lovesc permanent mineritul și energia din județul Gorj. Și puteți căuta, emisiunea este pe, o găsiți, este publică, o găsiți pe internet dacă o să o căutați, să vedeți și mi-a spus mie premierul Victor Ponta, PSD-ist la vremea respectivă. A dat din numeri și mi-a explicat că băieții deștepți, deci practic, un premier al României dădea vina pe băieții deștepți că nu iese hidroelectrica din insolvență și el nu știa de ce nu iese hidroelectrica și din insolvență. Așa de vine Andrei Gerea, emisiune câteva luni mai încolo, întreabă același lucru, același răspuns. Cu oamenii din ăștia care refuză să explice și să spună lucrurilor pe nume public și din vina acestui obicei de a nu le spune oamenilor adevărul, spune-le ce vor să audă. Exact asta v-am întrebat. Vreți să vă spun ce vreți să auziți? Va fi... lapte și miere, nu? Că nu. Oamenii noi trebuie... de la CEO sunt chiar îngroziți, să știți. Oamenii de la Complex Energetic Oltenia și toți gorjenii trebuie să înțeleagă așa, că în perioada următoare vom avea foarte multe oportunități. Depinde numai și numai de noi cât de bine ne mobilizăm ca să nu pierdem niciun leu din alocațiile financiare și să încercăm să creăm în județul Gorj niște alternative. Eu când am intrat în presă în 2006, se discuta foarte mult atunci despre alternativele la complexul energetic Oltenia și că cea mai mare problemă a Gorjului este că așa a lăsat Dumnezeu, deși nu cred că de acolo ni se trage, ca județul Gorj să fie județ monoindustrial. Din 2006 și până în 2023 au curs niște ani în care mă surprinde că avem excepții să le numărăm pe degete. În rest, vorbim același lucru despre alternative la complex energetic Oltenia. Și eu vin și vă întreb pe dumneavoastră acum. Dacă noi, oamenii din Gorj, mai acceptăm faptul că județul acesta, timp de 33 de ani, a fost condus de partidul nostru unic, PSD. Pe niște blaturi... Uite, acum ai PSD cu PNL, oamenii stați se un pic. Ce eu faceți? Nu vorbesc de politică națională. E o coaliție acolo, la Gorj nu funcționează, cred că nu e un secret pentru nimeni, că nu funcționează coaliția de la Gorj, da? Și nu funcționează de ce? Acest județ Gorj este ținut captiv de niște blaturi care s-au făcut între toate forțele politice
și care ne-au adus în situația în care suntem acum. Oamenii ăștia s-au certat așa puțin, s-au ciupit câte puțin public ca să ia ochii oamenilor și să dea impresia că sunt în opoziție, când ei de fapt au trăit o mare, ca o mare familie fericită. Da? Le-a convenit ca județul Gorj să fie izolat, le-a convenit ca județul Gorj să n-aibă nicio cale terestră de acces către vreo autostradă. Le-a convenit ca județul Gorj să n-aibă nici nicio investiție în producție. Singurul fără centură în Oltenia, știți? Asta? Da, deci știu. Singur, uitați-vă, uitați-vă cât de greu merg lucrurile toate. De ce? Pentru că o clică de oameni au ținut acest județ captiv. Se vorbește de parc industrial. Eu vreau să vă spun care parc industrial. Păi nu mă întrebați că nu există. Da. Există doar niște teorii. Nu, există, din fericire, câțiva din mediul de afaceri s-au ridicat pe propriile forțe. Cinstelor, felicitări. Bun, da. Bravo. Și câțiva, deși da. Hărțuiți în toate felurile atunci când n-au răspuns comenzilor de partid, au reușit să țină steagul sus. Și pentru ei și pentru alții care au potențial, trebuie să facem tot ce putem ca și județul Gorj să se dezvolte. Iar eu sper ca în următorul an și un pic cât mai rămâne până la alegeri, să reușim să creăm, să curățăm Partidul Național Liberal de toți oamenii care sunt artizani ai acestui blat care s-a făcut la nivelul județului Gorj. Eu curățenia asta de sper, primăvară? Nu știu. Va fi curățenia aia anuală, zdravănă, da? Uh-huh. Să facem asta și să le dăm gorjenilor în sfârșit un partid curat cu oameni care își doresc să scoată județul din izolare. Cu oameni care înțeleg ce înseamnă mediul de afaceri, cu oameni care înțeleg ce înseamnă fonduri europene, cu oameni care înțeleg ce înseamnă investiții, cu oameni care nu trăiesc pentru șpăgi și pentru hoție. Cu oameni... Să spun așa. Și ultimul lucru pe care mai vreau să spun, cu oameni care au rămas în județul Gorj și vor să-și crească copiii în județul Gorj. Eu sunt una. Nu de cu ăștia care și-au trimis copiii ban colo și sau i-au băgat în tot felul de combinații. Tot pe lor, nu? Da? Asta este dorința mea cea mai mare și a echipei din care fac parte. Dacă vom reuși asta, este primul pas spre însănătoșirea județului Gorj. Pentru că eu cred că după 33 de ani, și dacă ai fi nu știu ce înțelept al lumii, dacă Aristotel trăia acum și ar fi condus județul Gorj, după 33 de ani poate ar fi livrat tot ce ar fi putut livra. PSD-ul a livrat prin tot ce a făcut, tot ce a putut livra. Să zicem că s-au descurcat bine, deși știm clar că situația în care suntem este din vina lor exclusiv. Da? Oltenia în general a fost roșie. E o problemă pentru că Oltenia este săracă, tocmai pentru că în general a fost roșie. Gorjul este sărac pentru că a fost înainte, roșu. Da, m-ați întrebat înainte de emisiunea cum aș fi văzut eu Târgu Jiu fără CEO. Să vă spun cum, vă să rog. Fiu sinceră, ca pe da. Filiaj. Complex energetic Oltenia ar fi putut produce foarte mult bine în județul Gorj, dar din nefericire, și încă o dată fac trimitere la multele emisiuni pe care le făceam într-o vreme, banii de la complexul energetic Oltenia au plecat la nivel național. Noi figuram veșnic pe hârtie cu niște păi venituri tot de la foarte negocieri... mari. Stați un pic, care negocieri? Nu grozave. Care negocieri? Nu, este vorba de faptul că tot ce s-a întâmplat în județ a fost nedrept. Complexul energetic Oltenia producea un sfert din energia țării. S-au făcut foarte mulți bani de către complexul energetic Oltenia, care plecau către bugetul de stat. Bun, dar și ca primar nu dai cu pumnul în masă? Numai puțin. Și schimbi și legislația? Puțin. Nu știu, zic și nu, nu a existat sau le-a convenit să fie așa unor generații întregi de politicieni, pentru că asta, în felul ăsta... Și-au obținut de la București toate avantajele de care au avut ei în plan personal nevoie, da? Păi și noi ce vină avem? Electorat. N-aș vrea să dau vina pe cineva, dar repede, 33 de ani nu a existat alternanță la putere. În Gorj n-am avut decât partidul unic. Da? Am avut exclusiv PSD. Dați-mi exemplu într-un singur an în care un alt partid, indiferent care ar fi fost el, să poată să aibă realmente un cuvânt de spus la nivelul Consiliului Județean, la nivelul județului Gorj. Județele roșii sunt cele mai sărace județe din țară. În contrapartidă,
vă dau exemple câte vreți, nenumărate. Mă duceți la Oradea? Despre partide, despre județe conduse de oameni de dreapta, care au viziune și care au făcut, nu știu, uitați-vă la Ciugud, ca să nu vă duc la Bihor, la domnul Bolojan, să nu vă duc la Cluj, la Boc, să nu vă duc în alte, că pot să vă duc în multe zone. Vă duc la locul, că și aici, dacă spui Picui, dacă spui Câmpeanu, sunt câțiva care au super făcut. Este la Stejar, cum îl cheamă, Păiuș, nu știu, și la Dănești. Da, nu știu dacă l-aș da exemplu pe domnul Păiuș la Stejar, nici nu știu dacă l-aș da exemplu pe domnul Paliță la Dănești, că acolo sunt și alte discuții, nu numai astea. Mă uit așa, bă, au iluminat. Eu bătăuș de femei nu pot să laud la televizor. Da, nu știu. Așa. Nu m-am mai gândit până am acolo. O problemă, vorbesc mai de feministă din fire. Da. Vorbesc de dar sunt acum. Într-adevăr foarte mulți primari cu rezultate foarte bune, pentru care jos pălăria. Dar cum au obținut ei rezultate bune? Nu că au fost ajutați de conducerea acestui județ. Ei au înțeles că dacă stau cu mâna întinsă politic, vor fi veșnic la... vor ajunge la această clică la care eu m-am referit toată emisiunea. Da. Ei au înțeles că trebuie să mizeze mai mult pe fonduri europene, exact. Au făcut proiecte și au făcut echipe puternice în primărie. Ei în momentul de față sunt campioni, accesează fonduri și ne arată nouă că se poate. Da. Dar aceste exemple de bune practici, că vorbeam la un moment dat de turceni, la turceni nu mai există șomaj, pentru că sunt suficiente entități economice cât să absoarbă forța de muncă de acolo și din zonă. Mai mult decât atât... Subliminal, așa vreți să-mi induceți că dacă ar veni, să zicem, și mai mult decât este Iordache acum, ar schimba Iordache acest, acum, în afară de faptul că este președinte de partid și senator de Gorj, el nu are alte pârghii decât acestea limitate. Poate vorbi, poate mai luat în calcul, fiind președinte de partid, și poate iniția anumite proiecte de lege sau anumite acțiuni pentru județul Gorj la nivelul la care poate orice parlamentar să o facă. Dar Iordache nu are nicio forță alta să conducă acest județ. Bun, poate acum... se va da vreodată lui Iordache șansa da. Să dezvolte județul Gorj, așa cum a arătat că poate, pentru că președintele Ion Iordache este unul dintre oamenii de care vă spuneam, care de la nimic au reușit să construiască ceva. Nouă ne trebuie teoreticieni, oameni care filozofic vorbind poate ar ști ce să facă. Noi ne trebuie niște oameni practici care să poată să estompeze din diferența care s-a decalajul ăsta dintre dezvoltarea județului Gorj și alte județe care s-au dezvoltat foarte bine. Și am mai dat exemplul ăsta și îl dau încă de pe vremea când făceam emisiune doamna Andreescu. Veniți dinspre București seara către Târgu Jiu. În secunda în care a ieșit din Vâlcea, drumul e pustiu. Dacă întâlnești 3 mașini pe drum, e mare lucru. De ce? Păi, pentru că nu de ce avem să vină, vă întreb, exact. Da. Nu de avem ce să vină, de ce da. Să vină. Asta este semn că economia județului nu produce, este semn că trăim de pe o zi pe alta. Aud așadar, de capitala europeană încă o dată, a tineretului care discutăm tineret. Și acolo. Încă o dată vă spun. O să-i rog pe toți oamenii să facă o analiză a ultimilor 33 de ani. Să înceteze să mai bage toți politicienii în aceeași oală și să înceapă, că au timp, un an și ceva, să afle despre fiecare. Ce dar a reușit să construiască... Dar întâi partidele, eu așa zic, curățiți. Noi suntem voi. În campania de curățenie. Da, la noi n-aveți treabă, exact asta se întâmplă și vă spun așa, Partidul Național Liberal are ușile larg deschise pentru cei care au făcut blaturi și care vor o politică din asta, de mica înțelegere, de interese personale, ușa e larg deschisă către ei, se ducă către partidele care acceptă cu metehnele astea. Pentru cei care vor să construiască, pentru oamenii curați și cu bune intenții pentru județul Gorj, ușile partidului sunt larg deschise să vină către noi, vor găsi o echipă care își dorește să rămână în județul ăsta cu fruntea sus, nu ca Gigi pe cingină care nu se poate uita în ochii nimănui. Păi, știți, de asta mi-am și pus, am văzut declarațiile de prin presă. Chiar și la noi a fost o știre ieri că se închide. Uite, eu scriu aici, nu, că nu vreau să se închide. Încă o dată, CEO nu se va închide. Dar obișnuiți-vă aici cu ideea că CEO se va modifica, se va transforma într-un alt tip de unitate decât este în momentul de față. Că da, se vor închide niște grupuri energetice. Dar uite, că hai să spun, mi-ați adus aminte. Oameni pleacă? Niciunul. Haideți să vă spun. Ascultați-mă. Planul de restructurare. Îmi dați voie, da. Îmi dați voie să vă povestesc un pic? Pentru că știam ce urmează să se întâmple, am vorbit foarte mult și din timp de fondul de tranziție justă. Am vorbit despre planul de restructurare. Am susținut legea 197 în ciuda oricăror opoziții. Din ce cauză? Pentru că în perioada următoare
oamenii nu vor fi concediați. Oamenii care lucrează în complexul energetic Oltenia și corespund acelor criterii, se vor pensiona la 52 de ani. Și din punctul ăsta de vedere suntem liniștiți că am pus niște oameni la adăpost, pe de o parte. Pe de altă parte, așa cum vă spuneam, nicio entitate nu se va închide de pe o zi pe alta. Vom avea timp să punem în loc, să construim, cu condiția să nu ne mai mințim unii pe alții și să încercăm să facem ca prioritate, nu să vă păcălesc eu pe dumneavoastră că ținem carierele deschise 300 de ani de acum înainte. Ele în 10, în 20, în 30 de ani se vor închide, resursele de cărbune ale județului Gorj se epuizează natural. Asta spuneți dumneavoastră, alții care vin aici în fața microfonului la care vorbiți. Păi vă demontez o minciună pe care v-au servit-o numai departe de ziua de ieri, imediat. Ei, noi acum trebuie să ne uităm către tot ce putem face pentru a avea aceste alternative. Și toate eforturile, și ale mele, și ale dumneavoastră, și ale tuturor care ne ascultă acum, trebuie să fie în această direcție. Să de punem ceva în loc vrem, de dezvoltare. Nu vrem, nu vrem altceva. Nu vrem să nimic. Ne dezvoltăm cum pot alții. Știți ce vrem? Vrem să avem o viață normală, decentă. Faptul că noi avem pretenții la o centură la nivelul municipiului Târgu Jiu nu sunt pretenții, este normalitate. Faptul e că vrem canalizare, da, apă și gaz în comunele județului Gorj din nou, nu este o moft. Trăim ca este în o normalitate. Da. Am întâlniri în teren cu oamenii și nu vă spun din câte zone din ale județului Gorj, deși s-au făcut investiții în alimentările cu apă, apa nu este potabilă. S-au bagiocorit niște bani în ultimul hal. Păi eu tot aud că se duce Curtea de Conturi, că se ducă și să verifică. Se ducă și să verifice, păi și să se întâmple într-adevăr ceva. Iar cei care și-au bătut joc de bani europeni, cei care și-au bătut joc de fonduri guvernamentale, e bine să nu mai aibă oportunitatea să-și bată joc. Pentru că a fost o mare bătaie de joc o grămadă de timp. Până să-mi demontați ceea ce a spus dumneavoastră, vă mai întreb un singur lucru. Pare că sunt, nu pot să spun nici amici, nici prieteni, dar sunt colegi de partid, domnul Iordache cu domnul Virgil Popescu. Întrebarea e ce se întâmplă și câtă lobby se face pentru a nu ajunge acest județ cum am spus că au ajuns altele. Dumneavoastră știți că de-a lungul ultimilor ani, de când este implicat în viața politică, Ion Iordache nu și-a creat reputația unui politician cu sărumâna la păi de sus, că nu are niciun motiv să facă asta și nu va face asta nici în continuare. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor pe care le-am avut în ceea ce privește Ministerul Energiei, nu întotdeauna găsim deschidere pentru niște soluții de bun simț pe care noi le propunem. Așadar, în spațiu public, evident că noi vom puncta de fiecare dată atunci când sunt derapaje, chiar dacă sunt din partea unor colegi de partid, pentru că interesul și prioritatea noastră numărul 1 este județul Gorj. Nu să-i facem să-l spălăm public pe Virgil Popescu la Gorj. Pentru că în momentul în care o măsură care se depinde de Ministerul Energiei nu e în regulă, atunci noi o vom puncta cu certitudine. Parcă se mai schimbă ceva și pe la voi, da. Nu, vreau să vă spun că prioritatea noastră este să ne bazăm campania și tot ce construim pe sinceritate, pe o deschidere către oameni. Dacă oamenii vor înțelege că asta e normalitatea, că eu vin și mi-asum cu bune și cu rele, zic, mă, uite, asta am încercat să fac, n-am putut, dar am reușit să fac asta. Și așa cred eu că ar trebui să funcționeze lucrurile. Atâta vreme cât vorbim doar despre lucrurile minunate pe care le facem, când știm clar că n-avem niciun merit și nu e nicio treabă, atunci suntem la fel de ipocriți ca aia pe care îi criticăm. Și vă rog să ne trageți de mânecă în momentul în care veți vedea din partea noastră duplicitate, manipulare, minciună. Ori de câte ori, dacă pe noi ne prindeți cu minciuna, noi, noua echipă a Partidului Național Liberal, ne prindeți cu minciuna, dați-ne câte scatoale ce vreți, că le merităm. Ați dar nu se întâmplă asta. Ați auzit cum a punctat noua conducere. Bun, de ce demontați? Demontez un fake news și o manipulare de cea mai joasă speță din partea Partidului Social Democrat. Noi am dat și un comunicat de presă ieri și vă spun foarte scurt care au fost pașii. Alaltă seară, PSD Gorj, Claudiu Manta, mai mulți din PSD, au transmis o comunicare publică eronată. Eu nu știu dacă ei au vrut intenționat să mintă gorjenii sau a fost o greșeală dintr-o prostie făcută de cineva. Indiferent, distribuită apoi. Indiferent dacă s-a comis o greșeală seara, o să întrebăm și pe dumneavoastră. Sigur, vă rog. Da?
Deci dacă s-ar fi comis o greșeală, dacă lucrurile ar fi fost neintenționat, automat a doua zi au avut tot timpul din lume să repare și să dea o erată. Ce au făcut? Au ieșit cu un comunicat de presă în care au luat un paragraf dintr-o ordine de zi a ședinței de guvern și au alarmat tot Gorjul cum de mâine se închide CEO, cum ce nenorocire s-a întâmplat și așa mai departe. Comunicatul de presă cred că l-ați văzut. Inițial m-am gândit câtă trădare ar putea să vină din partea colegilor noștri de la București, că se hotărâre să închidă CEO și nouă nu ne-au spus. A fost primul meu gând, pentru că nici o secundă nu m-am putut gândi că cineva responsabil, cu mintea la el, ar putea să creeze un fake news de o asemenea importanță și de o asemenea, nebunie. O să știți că și oamenii de acolo sunt îngroziți. Nu mai pot, păi dacă vin mesaje de la cel mai înalt nivel, da, de la Partidul Unic al acestui județ, mă înțelegeți că la maniera asta. Nu întâmplător. Haideți să pus vă spun. Eu văd, păi da, pentru că asta vă întrețin. Peneliștii sunt niște nasoi, ce o fac de. Păi nu, dar și un penelist spune același lucru, de asta zic, frate, ce se întâmplă? Hai să aflăm azi. Bun, eu zic că sunt mai mult decât hotărâtă să vă explic fix toată această nebunie. Bun, ies ei cu comunicatul, eu între timp mă documentez, văd că n-au găsit sau n-au vrut să găsească textul în sine al ordonanței de guvern. Și vorbesc cu specialiști din toate zonele și pot să vă spun următoarele. În ședința de guvern de miercuri s-a votat o ordonanță de guvern în care grupurile 3 de la Rovinari și 7 de la Ișalnița vor fi închise cu 4 luni mai devreme decât se știa cu o zi înainte sau cu 3 zile înainte sau cu 5 zile înainte. Această modificare s-a făcut din următorul motiv. Noi am venit cu amendamente la celebra 108, da? OG 108, da. Și acele amendamente, unele din ele au modificat forma ei inițială. A fost un articol 19 în care rămânea la latitudinea Guvernului României să prelungească în funcție de necesitate viața acestor companii dincolo de planul de restructurare. Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că aceste grupuri ar trebui să închidă anul trecut la sfârșitul anului și ele nu s-au închis. În momentul în care acel articol a fost abrogat, ca să fie statul român în legalitate, a trebuit să dea repede o ordonanță de urgență a Guvernului prin care, pentru că ieșiseră de pe fondul acestei legi, dacă au abrogat acel articol, activitatea de la 1 ianuarie și până în zilele noastre rămânea în aer, da? Ca să nu fie în aer, au dat această ordonanță de urgență. Asta a fost marea modificare. Din punctul meu de vedere, este un lucru bun, pentru că, atenție, dacă guvernul, adică totuși destul de centralizat, se lua decizia menținerii în funcțiunea unui grup energetic, da? Acum, prin ordonanța asta, se certifică încă o dată faptul că aceste grupuri intră în conservare și ele pot fi activate oricând, atâta vreme cât România are nevoie de energie. Transelectrica solicită guvernului și zice, tati, am nevoie de 330 de megavați. Ministerul se uită, bă, ce pot eu reactiva? S-a delegat niște sarcini. Exact, și s-a descentralizat un pic treaba. Și ministerul, prin ordin al ministrului, vine și zice, activează-mi grupul 7 de la Ișalnița aflat în conservare. Asta s-a întâmplat, da? Asta s-a întâmplat. Adică noi ce am vrut? Ce s-a discutat de atâtea luni în spațiu public? Ce inclusiv ei au susținut? Să nu închidem definitiv aceste grupuri, că dacă la un moment dat cineva, noi, generațiile viitoare, vom mai fi loviți de crize energetice ca cea prin care tocmai am trecut, să poți să ai la ce resurse să apelezi. Asta ne-am dorit să se întâmple. În continuare vă mai spun încă ceva, că de asta mă deranjează că apar chestiuni din astea în spațiu public și parcă nu mai avem timp să le mai demontăm, pentru că apar atât de multe, vin avalanșe de la ei. Este foarte important să știm că în Parlamentul României, la Camera Deputaților, este un proiect de lege care vizează strict aceste chestiuni. Când a fost la Senat și eu am postat ieri la comunicatul nostru de presă, veți vedea că PSD-ul, în frunte cu senatorul Rujan, au votat împotriva amendamentelor noastre, au votat pentru această lege.
Vă întreb acum, explicați-mi și mie, că sunt și eu un om care încearcă să-i înțeleagă. Când sunt ei sinceri și corecți? Atunci când vin în gorj și spun că nu sunt de acord cu măsurile nenorocite luate de Ministerul Energiei, de nu mai știu cine, sau atunci când în Parlament votează duplicitar? Astea nu sunt lucruri pe care eu, Gabriela Gângioveanu, Târsu, cum vreți dumneavoastră, le spun public fără să am dovezi. Eu vă arăt votul, vă rog, vă arăt votul imediat domnului Rujan pe o ordonanță de guvern. Activitatea se poate, sau oricine poate să vadă acest lucru. Vă rog frumos, intrați acum pe comunicatul de presă dat ieri de Partidul Național Liberal pe pagina de Facebook și veți vedea atașat la acest comunicat de presă, veți vedea atașat o serie de fotografii. Veți vedea acolo ordonanța de guvern cu textul integral la care eu fac referire că i-au mințit. Veți vedea acolo inclusiv fotografia în care vă demonstrez că pe aceea speță PSD a votat în Parlamentul României, deși aici au avut alt discurs. Să le fie rușine. Că vă mint pentru că își permit să vă mintă să le fie rușine. N-ar trebui să-și permită. Eu sunt așa oripilată de ce aud. Din alt punct de vedere, fraților, sunteți la guvernare ambii. PNL cu PSD, ce Dumnezeu lui faceți? Să facem ce? Nu știu. Echipă cu ăștia echipă care mint? Echipă cu, nu știu, mai trageți-i de mânecă. Păi mai, asta fac acum. Mai întâlniți-vă credeți la o cafea? Ajută? Spuneți-mi, doamna Andrescu, la ce ajută? Că dumneavoastră veți face în felul următor. Dă PSD un comunicat mincinos. Nu vă acuz pe dumneavoastră personal, să nu mă înțelegeți greșit. Nu, că eu îi trag pe tot. Dar eu țin minte că pe vremea mea mai și citeam ce transmiteau partidele politice și rumegam un pic, bă, ăștia mint sau nu. Mai făceam o documentare. Păi în contextul în care... Fiecare își asumă, nici nu pot. Bun. Fiecare își asumă ce? Cine sesizează? Că poate pe mine nu mă credeți, că eu am un interes față de adversarii politici. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Tot ce vă rog este să vă documentați. Și în momentul în care Mihai Weber spune că o să construiască un spital în Gorj, să vă uitați cu ce îl construiește și să știți că vă minte, că este un proiect de suflet păi mincinos. Păi în campaniile electorale nici n-auzim altceva, toate doamna Gângioveanu. În toate campaniile electorale, Mihai Weber este la al treilea mandat de parlamentar și de două mandate este președinte la PSD. Spuneți-mi, vă rog frumos, vă rog, pe dumneavoastră, pe toți cei care ne ascultă acum, oricând, să-mi scrie, să-mi trimită mesaj cu o singură realizare a deputatului Mihai Weber, președintele PSD Gorj. Mi-amintesc toate proiectele dânsului de suflet, de la Telegondola peste Rânca până la drumul expres și ce mai vreți dumneavoastră. Spuneți-mi unul singur concretizat. Noi vedem toate pozele, că cu toți primarii da, vă pozați se pozează, cu toții, se pozează pe PNRR, pe PNRR-ul pe care și îl critică, și alții, da. Weber se pozează. Toți. Să se ducă, a făcut vreun singur, vă rog, dați-mi exemplu, în afară de declarațiile mincinoase de aici, demagogice, că aici declară una, sunt cutremurați permanent de soarta Gorjului și când se duc la București fac altceva. Dați-mi exemplu de un singur demers făcut în concret de Mihai Weber și echipa pe care o conduce pentru a renegocia PNRR-ul. În condițiile în care domnul Mihai Weber are minim 3 poze pe săptămână cu fonduri semnate din PNRR. Mie mi se pare că ne ia pe toți de proști. Să mă scuzați. Pentru că altfel nu mi-explic cum nimeni nu pune în antiteză undeva aceste declarații. Bă, zici că nu-i bun PNRR-ul. Bă, ai făcut un singur gest să-l renegociezi. Mai pun și o întrebare. Credeți că acum e bun în condițiile actuale? N-ar mai trebui renegociat în momentul ăsta, în momentul zero, nu știu că e de la zero la minus infinit deja. Doamnă. Nu ar trebui iarăși plecat eu vă zic drumul diferența dintre practic și teoretic, știți care e? Că vă ascultăm pe, foarte frumos pe toți. Acest PNRR. Dar nu mai putem. Acest știți? PNRR a fost asumat, da? El este în plină desfășurare, se termină într-un an. Ce reușim să prindem, să accesăm din PNRR, e binevenit. N-ați reușit să prindeți nici ce din nu? Cele trecute, că urlă europarlamentarul Crețu. Bun. Eu urmăresc pe Corina Crețu. E foarte bine că urlă, pentru că lucrurile așa au stat. Uitați-vă, pentru că într-o perioadă România a reușit să acceseze doar 30% din fondurile euro, exact, din alocarea financiară exact, pentru România. N-am zis să acum vorbim, o spunem cu responsabilitate. De ce? Pentru că e mai greu să obții fonduri europene. Este mai comod să stai cu mâna întinsă către guvern. Și nu așa se face performanță. Încă o dată vă spun și vă rog să verificați.
primăriile performante, că-s PNL, că-s PSD, sunt cele care au înțeles importanța fondurilor europene. Avem comune izolate din județul Gorj. Vă dau exemplu, primarul campion de la Berlești. Uitați-vă câte fonduri a accesat. La Licurici, când te duci, te umple de mândrie. Ți se pare că ești cine știe în ce oraș european. Și la primărie și toate investițiile făcute cât de bine arată. Și te duci la Pietroi, la Ninoasa și ți-e frică să intri în primărie să nu scadă vreo lampă în cap. Asta este diferența, doamnă, și o putem vedea toți care avem ochi să vedem. Da, și să-și asumă și oamenii ceea ce fac atunci când merg la vot. Încheiem aici această emisiune. 33 de ani cu PSD, eu cred că a ajuns pentru Gorj arhi suficient, ne vor trebui încă tot atât să compensăm ce au stricat ei. Nu știu că acum vă văd pe amândoi sau pe ambii la guvernare și nu știu, stăm așa. La nivelul județului Gorj, Partidul Național Liberal așteptăm. Nu are majoritate. Partidul Național Liberal la Gorj este în opoziție. Nu are pârghi, începând cu spitalul, până la orice vreți neastră, până la drumuri județene. Da, dar o să spun, aveți primarul, știți? Nici aici nu puteți. Primarii noștri sunt bine. Primarii noștri au investiții și eu pot să vorbesc de orice primar al Partidului Național Liberal să vă spun ce a făcut și nu ne e rușine. Ne spune Marian că ne scoate din emisie. Adevărat liberal. Ne scoate din emisie, eu vă mulțumesc. Se uită urât, îl văd. Mulțumesc tare mult și eu. Mi-a părut bine că ați fost aici și ați mai lămurit treburile pentru oameni, pentru că chiar sunt speriați și eu îi înțeleg. Speriată și eu ca om, ca româncă, că de-aia mă îmbrăcai și nie. Bă, frate, ce facem? Hai să facem ceva cu țara asta, să o scoatem din, nu spun cu cuvântul ăla, dar să fie bine. Încă o dată mulțumesc, un weekend frumos aveți cu toții. Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Mihaela Andreescu.